și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi continuăm să discutăm despre o nouă formulă de bitter. Am început săptămâna trecută să discutăm cu invitata mea permanentă, doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapie cu plante, despre o nouă formulă de bitter. Astăzi continuăm discuțiile pe acest subiect. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! În emisiunea trecută am început să vorbim despre o nouă formulă de bitter, o formulă bună, sau să spunem o combinație de plante bune pentru o stare generală bine, așa cum de bine, cum spuneați dumneavoastră. Am spus care sunt formulele care sau metodele prin care se obține, noile metode prin care se obține acest bitter și cum se utilizează. Astăzi vom continua și cred că vom continua emisiunea cu plantele care fac parte din acest nou bitter. Da, este o formulă nouă, originală, complexă, holistică. Dar eu mi-am amintesc că data trecută am rămas la problema calitățile, adică componența în substanțe active confirmate de analizele de laborator, care mi se pare câteva mi se par care interesante să le spun. Și după aceea, bineînțeles că vom începe cu plantele. Am vorbit că conține vitamine, vă spun câteva minerale de bază, sau poate am vorbit și despre minerale, am vorbit câteva cuvinte despre minerale, n-am vorbit, conține clorofilă. Clorofila, după unii cercetători, ar fi sângele plantelor. Dacă și este asemănat cu sângele oamenilor, dacă sângele omului e pe bază de fier, sângele plantelor e pe bază de magneziu. Dar ce face această clorofilă? Curăță sângele de toxine, radiații, metale grele. Curăță tubul digestiv, curăță corpul de oxalați de calciu, care de multe ori formează litiaza biliară sau litiaza renală. Și ce face foarte important, oxigenează sângele și atunci anumiți virus, anumiți microbi nu le face bine, nu pot trăi și ca atare distruge și microbii. Deci are multe beneficii și clorofila, dar ca să nu ne oprim prea mult, mergem mai departe, conține carotenoizi. Beta-carotenul a fost confirmat, ori știm că acesta în organism se transformă în vitamina A. Ori vitamina A este foarte importantă pentru elasticitatea și reglarea capilarelor sanguine. Conține polifenoli. Polifenoli au acțiune antioxidantă puternică. Conține flavonoizi, lignane. Dintre fitosteroli s-a evidențiat sitosterolul și tocoferolul. Ori tocoferolul știm că este vitamina E naturală, care este puternică antioxidantă. Și dintre acizii organici, aș vrea să spun de doi acizi care s-au confirmat prezenți și care, de fapt, acești doi acizi organici se consideră ca standard pentru calitatea unui produs. Este vorba de acidul galic și acidul cafeic. Ori acidul galic, să știe despre el cu siguranță, că are foarte multe calități în organism, și dintre care aș vrea să spun una care e importantă, inhibă formarea proteinei amiloide, care este răspunzătoare de degenerescențele care se formează odată cu trecerea anilor, cum ar fi boala Alzheimer și boala Parkinson. Iar celălalt acid cafeic, iară să spun ceva interesant despre el, frânează proliferarea celulelor cancerigene și este un puternic antiinflamator și imunomodulator, adică modelează imunitatea. Deci, vedeți, acești doi acizi s-au confirmat în cantitate mare și vedeți cât sunt de importanți. Bun, înțeles că fac și alte roluri. Mai aș putea să spun și despre acizii polifenol carboxilici, dintre care gentisic și dehidroxibenzoic, al doilea dehidroxibenzoic, este prezent în foarte multe medicamente pentru rolul său analgezic și antipiretic, adică de calmare a durerii și de reducerea febrei. Deci, acești doi acizi,
ceilalți doi dinainte, vitaminele, mineralele, carotenoizi, sunt de mare importanță. Și să mai arăt și uleiurile esențiale, pentru că prin macerația hidroalcoolică se scot anumite uleiuri esențiale care intră, adică ies din plante în soluția de bitter, dintre care aș aminti alfa-pinenul, aș aminti limonenul, carvacrolul, borneolul, cinamaldehida. Și vă spun doar despre două care se află în cantitate mai mare. Despre alfa-pinen. Pinenul este un bronhodilatator, adică dilată bronhile, dar în același timp este și un antimicrobian și un antiinflamator. De aceea este foarte bun la toate problemele pe care respiratorie. Iar celălalt, care tot în cantitate mare s-a evidențiat, limonenul, este răspunzător de partea digestivă. Reglează secrețiile la nivelul stomacului, la nivelul intestinului. De aceea este bun și pentru cei cu probleme de hiperaciditate și pentru cei cu digestie slabă. Deci ăștia doi, cât sunt importanți, fiecare e important din punctul lui de vedere, dar ăștia doi s-au evidențiat mai mult decât ceilalți. Asta e un pic de chimie. Apoi, n-avem ce face, că normal, analizele de laborator sunt foarte importante la ora actuală, pentru că în funcție de ce conține o soluție, vedem care sunt proprietățile și apoi efectele terapeutice. Altfel, dacă nu lucrăm pe bază științifică, lucrăm întâmplător și rezultatele vor fi și ele întâmplătoare. Dintre plante, să zicem, noi vorbim despre câte putem astăzi. De ce am ales aceste plante? O să vă spun, la fiecare plantă ne-am orientat la câteva proprietăți confirmate prin știință. De exemplu, angelica. Angelica este o plantă care noi folosim rădăcina, angelica o recoltăm din cultură, pentru că există angelica silvestri și în pădurile noastre, dar mai bine am considerat-o un monument al naturii și am lăsat-o acolo și am folosit-o doar din cultură. Deci folosim doar rădăcina, cercetările științifice oarecumva infirmă folosirea frunzilor și inflorescențelor pe plan intern, deși se folosește. Normal, uleiurile esențiale extrase din frunze și din flori ar trebui folosite doar pe cale externă, numai pentru produsele cosmetice. Deci data aceasta folosim rădăcina. De ce am ales această plantă, angelica, ca să facă parte din bitter? În primul rând pentru că este o plantă adaptogenă. Adică ce înseamnă acest lucru? Întărește rezistența la stres a organismului. Pentru caracterul hepatic, această plantă are un caracter antispastic și ajută la trecerea mai ușoară, impulsionează scoaterea și traversarea bilei din vezica biliară în duodenul, unde face digestia. În general, reglează digestia, atât pofta de mâncare, cât și secrețiile. De aceea, unii o folosesc tocmai pentru arsurile la stomac, pentru refluxul gastrointestinal, deci pentru calmarea acestor probleme. Și, în al patrulea rând, pentru aspectul calmant ale organelor de la nivelul gâtului, în special faringele și curzile vocale. Deci, pentru aceste patru aspecte, am ales angelica. Trec la următoarea, că sunt multe. Armurariu. Am ales planta armurariu la fel, să folosesc fructele, e tot plantă cultivată în flora României, pentru conținutul în silimarină naturală. Silimarina naturală este importantă pentru trei proprietăți ale ficatului. În primul rând, hepatoregeneratoare, hepatoprotectoare și hepatoprotectoare. Antitoxică, adică regenerează celula hepatică, protejează celula hepatică și oferește de toxine, dar o și stimulează în metabolizarea toxinelor. Și tot silimarina stimulează celula hepatică să sintetizeze bila, pentru că bila pe care o sintetizează celula hepatică se adună în vezica biliară, dar ea acumulează tot felul de toxine, de metale grele, de substanțe care vor trebui eliminate. Deci, asta e esența la armurariu. Afinul. Afinul este o plantă care stimulează microcirculația. Și de aceea
în general, majoritatea știu că afinul întărește vederea, pentru că sporește microcirculația retiniană și sigur că întărește vederea. Și în general, tocmai datorită acestei stimulări a microcirculației, afinul este bun și în sindromul de picioare reci, atunci când circulația periferică la nivelul piciorului este foarte slabă, pentru depigmentările, pentru eliminarea petelor care sunt pe piele, stimularea circulației periferice, a microcirculației, contribuie la hrănirea și oxigenarea celulelor pielei și atunci aceste pigmentări pot să dispară în mare parte. Afinul este cunoscut și pentru reglarea glicemiei. Știm că afinul conține el insulină vegetală, mirtilină, neomirtilină, iar din alt punct de vedere, afinul poate să însănătoșească și pancreasul, dacă nu total, măcar parțial. Și de aceea afinul este considerat o plantă cu rol antidiabetic. Elimină acidul uric, îl antrenează din țesuturi pentru a-l aduce în lichidul circulant și a-l elimina pe cale urinară, care iar este o problemă esențială, pentru că dacă nu se elimină, produce guta, se acumulează la încheieturi și fac ceravagii. Și în ultim caz, afinul are un rol de antibiotic la nivelul intestinului și căilor urinare, pentru că combate bacteria Escherichia coli, care știm că face ravagii la acest nivel, și repară mucoasa atât intestinală, cât și renală, cât și gastrică. Deci afinul este o plantă de la care folosim doar frunzele. Noi știm că și fructele sunt foarte eficiente, dar folosim frunzele pentru bitter. Proprietățile existente în frunze ne sunt mai eficiente. Busuiocul. Acum am luat cu A, am început parcă în ordine alfabetică, când mă gândeam să... Eu am remarcat această... Da? Nu m-am gândit la importanța sau la cantitatea în care le folosim. Le-am luat așa ca să le țin minte pe fiecare. Busuiocul. Este vorba de busuiocul cultivat, busuiocul sfânt. Am ales această plantă pentru rolul ei calmant în migrene, energizant în psihoemoțional și regenerant, mai ales pentru bătrâni. Busuiocul este o plantă foarte mult prețuită în poporul nostru, știm, este o plantă, se spune, sfântă, o plantă care aduce noroc, iar aici, în bitter, este un dezinfectant, un antibiotic al intestinelor. Busuiocul este deosebit de eficient în colita de fermentație, dar și aparatului respirator și renal. Busuiocul combate candidozele. Iar sunt niște fungi, niște microbi greu de combătut. Optimizează procesele mentale și cognitive. Deci, în ansamblu, este o plantă importantă. Bradul alb, Abies alba, este bradul, știm, nu-i molidul, e bradul care are frunzele cu cele două liniuțe albe pe verso. De la brad folosim doar mugurii pentru calitatea în uleiuri esențiale. Conține ulei de pinen, ulei de limonen, acetat de bornir, aldehidă laurică, deci câteva uleiuri esențiale care sunt deosebit de importante sub aspect terapeutic. Bradul alb l-am ales tocmai pentru rolul lui în sănătatea căilor respiratorii, dar nu numai, ci și pulmonar, pentru aspectul expectorant, antitusiv, antiseptic și analgezic. Deci, vedeți, calmează tusea, elimină expectorațiile, elimină durerea și omoară și microbii. Deci are multe, tocmai datorită acestor uleiuri. Bradul alb este și un tonic în general al organismului. Este eficient și pentru sănătatea oaselor, a dinților. Este un bun diuretic, întărește imunitatea. Așa, mergem mai departe la o plantă care nu este de-a noastră, din flora României, este importantă, se numește ceaiul verde, pe care toată lumea îl cunoaște. De ce am ales ceaiul verde să facă parte din această combinație? Tocmai datorită stimulării metabolismului lipidic, care este eficient în reglarea ponderală, deci reglarea greutății corpului.
De aceea vedeți că chiar să și știe că multe persoane folosesc ceaiul verde în cura de slăbire. Conține teină, un calmant care face ca ceaiul verde să fie eficient în oboseală, în relaxare, pentru concentrarea atenției atunci când suntem obosiți, stresați. Ceaiul verde este un deosebit de bun antioxidant prin conținutul chiar mare de polifenoli. Astea toate sunt, acest ceai a fost foarte mult studiat, sunt foarte multe cercetări științifice. Ori acest conținut de polifenol îl face să fie un bun antioxidant, ori antioxidanți știm că combate radicalii liberi, care ei sunt provocatorii, sunt cauzele tuturor bolilor degenerative. Așa că este important acest conținut în antioxidanți. Normalizează glicemia și tocmai prin acțiunea asupra glandelor producătoare de insulină, dar și prin taninurile care le conține, care absorbe o parte din glucide ca să nu ajungă în sânge. Și poate ceaiul verde poate chiar să reducă, să anihileze hormonul stresului, cortizolul. Deci am putea să spunem că este o plantă care combate stresul. Sistemul imunitar este planta care are cumva încetinește îmbătrânirea. O altă plantă, cimbrul. Acum trec așa mai repejor asupra lor, pentru că sunt multe de toate, să măcar să spun pentru care caracteristici le-am ales în această combinație. Cimbrișorul. Am mai vorbit de cimbrișor. Data aceasta e Thymus vulgaris, nu-i Thymus serpilum, care l-am pus în alte combinații. Și această plantă știm că are un caracter important asupra tusei spastice, adică asupra tusei care apare la început, sau cum se spune în popor, asupra tusei uscate. Dar cimbrișorul are și caracter expectorant, deci acționează întâi asupra tusei, dar după aceea fluidizează tusa pentru a o elimina. Este un tonic și un calmant. General, cimbrișorul conține acid rozmarinic. Ori dacă vă amintiți, într-o emisiune precedentă am vorbit de acidul rozmarinic, cum acționează asupra unei enzime care îi dă frâul liber acidului gamma-aminobutiric cu rol calmant și relaxant asupra creierului, care acționează asupra întregului organism. Mai conține și acid cafeic, despre care la fel am vorbit cât e de important pentru reglarea diviziunii celulare, pentru împiedicarea cancerului. Vedeți dumneavoastră că toată lumea are celule cancerigene. Ei, la unii se dezvoltă, la alții nu. Dar dacă noi folosim substanțe antioxidante, anticancerigene, înseamnă că nu se vor dezvolta acele celule cancerigene. Aproximativ, pentru că sigur nu știe nimeni. Cimbrișorul de multe ori îl recomandăm pentru anemie, pentru rezolvarea, pentru reducerea anemiei datorită conținutului mare de fier. Și la fel, cimbrișorul intră în compoziția ceaiului antihelmintic de combatere a viermilor intestinale, pentru că păducelul conține timol. Ori acel timol este foarte important pentru aspectul vermifug. Deci nu le place la viermi intestinal și, bineînțeles, fug și să elimine și să puținească. În general, sunt puși pe fugă, să spunem, da, cu ghilimelele, da, de rigoare, exact. Întotdeauna când se fac tratamente cu plante care au un conținut destul de ridicat de, știți, acele esențe, dar cum este bradul, cum este cimbrișorul, care se simte, au esențele respective în ele. Da, uleiurile esențiale general elimină, îi pun pe fugă și atunci, dacă normal, să se reducă majoritatea, pentru că într-un număr foarte mic,
nu e nicio problemă asupra organismului. O altă plantă care intră în componență este coada calului. Am vorbit de multe ori despre coada calului. Este o plantă foarte importantă, în primul rând, pentru aspectul diuretic. Este cea mai bună plantă diuretică. Elimină retenția de apă, edemele de orice natură, renale, cardiace. Și nu numai atât, pe lângă faptul că elimină retenția de apă, este o și dezinfectantă a căilor renale, pentru că conține două substanțe importante, acid salicilic, adică aspirina naturală pe care o știm, și ecvizetonina. Coada calului noi o știm cât e de importantă pentru sănătatea sistemului osos, pentru prevenirea osteoporozei. Conține calciu, magneziu, fosfor și siliciu. Siliciu este elementul principal care previne osteoporoza. Tot siliciu este elementul care previne ateroscleroza, pentru că siliciul inhibă rigidizarea și stimulează elasticitatea vaselor. Și încă o calitate are siliciu, că siliciu se află în puține plante. Siliciu ajută la sinteza colagenului. Ori colagenul ce este? Țesutul integrativ din oase, din cartilagi, din mușchi și piele. Deci vedeți câte face. Și nu în ultimul rând, coada calului are un aspect antiacid, nu numai la nivelul stomacului, ea constituie la nivelul stomacului un fel de reglator al pH-ului, dar și al sângelui. Ea reglează pH-ul organismului, putem să spunem, în general. Deci, vedeți, o plantă cunoscută, dar câte proprietăți are. Numai că și coada calului, dacă mă gândesc acum, cât ea de periculoasă dacă nu o cunoaștem, dacă o recoltăm așa întâmplător, pentru că mai are încă 3 specii care sunt chiar toxice. Și este foarte important, dacă recoltăm singur, să o cunoaștem. Isopul. Isopul este planta despre la care am vorbit și de altă dată. Este un antiseptic și cicatrizant, bronșic și pulmonar, pentru că conține două substanțe active de bază, hisopina și marubina. Hisopul este planta care reglează din punct de vedere psihoemoțional, de aceea este deosebită pentru persoanele sensibile, emotive, persoanele cu frici de tot felul și deosebit de bun și în digestia, mai ales când se consumă alimente greu digerabile, grăsimi. Așa, cam atâta. Măceșul. Măceșul e o altă plantă care am selectat-o pentru conținutul mare de vitamina C. Ori știm că vitamina C este cea mai importantă în dezvoltarea imunității. Vitamina C se află alături de celelalte două vitamine cu rol antioxidant, adică A și E. Vitamina C participă la stimularea circulației periferice. Culoarea roșie a fructelor este dată de carotenoizi, adică acești carotenoizi în organism nu este altceva decât vitamina A. Vitamina A care reglează circulația capilară, permeabilitatea capilară, deci dă aspectul frumos al pielii, aspectul sănătos al mucoaselor. Și tot vitamina C combate stresul. Deci, acestea sunt câteva proprietăți ale măceșului și nu și caracterul antioxidant care îl are măceșul destul de evident, destul de mare, care poate să prevină atacul radicalelor liberi asupra membranelor celulare, asupra ADN-ului celular și care să repare anumite leziuni celulare. Deci, da, vedeți cât e de important și măceșul, pe care e o plantă pe care toată lumea îl cunoaște. Am o veste proastă. Da. Suntem la finalul emisiunii. Suntem la final. Mă gândeam că măcar despre 3 să mai vorbim, dar dacă așa este, ne conformăm. Ați fi dorit să vorbim despre toate plantele care sunt cuprinse în acest liter? Păi, ar fi bine ca să știe omul de ce am ales plantele respective, care sunt funcțiile principale ale acestor plante, ca să vadă în sfârșit, la urmă, se poate trage concluzia. Una stimulează, alta frânează, dar ele cât de bine se înțeleg, cât de bine se armonizează și cât de bine calmează și reglează funcțiile vitale, încât
ajută organismul să funcționeze ca un tot. Acesta este termenul acela de holistic, care se spune la ora actuală, că de aceea se îmbină medicina convențională cu cea complementară sau alternativă, tocmai pentru caracterul holistic. Pentru că un medic, până acum, vedeți, era interesat mai mult asupra unei boli. Dar dacă întregul, cum spunea Aristotel, dacă întregul e bolnav, partea nu poate fi sănătoasă. Deci, ca atare, acest vite, tocmai acest lucru îl face. Deci, acționează asupra întregului organism, reglându-l și ajutându-l să fie bine, să se regenereze și să funcționeze normal. Normalitatea înseamnă sănătate. Atunci vom continua și cu restul plantelor, să vorbim, să detaliem despre ele data viitoare. Eu zic că ar fi bine. Bine, mulțumesc. Cu mare plăcere. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept și data viitoare să ne dați detalii despre plante. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!